Tu mergi cu tramvaiul, tu mergi cu tramvaiul, ați avut ocazia să încercați chestiunile astea în ultimii ani? Nu. Întreb asta pentru că se va schimba parcul de tramvaie din București. Vezi, dacă aveai băiat, automat obligat să mergi cu tramvaiul, cu metrou. Le-am schimbat cu metrou și cu trenul, da, E, ideea este că în București se va schimba întreg parcul. Multe dintre garniturile actuale vor ajunge de domeniul trecutului. Ei, poate așa o să urcăm în tramvai. Adică se înnoiește cu mijloace de transport ultramoderne. Era și timpul. Poate timpul ca mare parte din ce avem acum pe șine în capitală să ajungă să fie piese de muzeu sau folosite la ocazii speciale, cum se procedează, de exemplu, în Oradea, nu? Când este o sărbătoare, se scot garniturile cele vechi. Da, să știi, dar păstrate într-un mod frumos. Exact, asta e. Primarul Nicuș Ordan a anunțat că primele 6 din cele 100 de tramvaie cumpărate de la Astra Arad vor fi livrate în iunie, asta cu câteva luni înainte de data care era prevăzută în contract. Așa vor arăta noile tramvaie cu care bucureștenii vor putea circula începând din această vară. Mijloacele de transport în comun au fost fabricate la Arad. În jurul datei de 1 iunie o să avem primul tramvai. Bucureștiul are nevoie de transport public și pentru a convinge oamenii să circule cu transportul public și nu cu mașina proprietate personală, este nevoie de investiții. Primele tramvaie noi vor circula pe linia 41, iar următoarele pe linia 32, respectiv 21, a anunțat directorul Societății de Transport București. Noile mijloace de transport în comun vor avea rampe de acces acționate electronic, sisteme de informare vizuală și auditivă și chiar Wi-Fi gratuit. Facem un pas important către modernizare și către electrificarea flotei pe care o avem. Bucureștiul, după 90, nu a produs decât în uzina proprie 17 tramvaie. Tot restul de tramvaie pe care le avem în circulație, aproximativ 300, sunt dinainte de 1990. În urma contractului semnat de Primăria Capitalei cu Astra Arad, ar urma să fie înlocuite 100 de tramvaie. Costurile se ridică la peste 800 de milioane de lei. Discuțiile edilului cu proprietarul companiei Astra Arad a scos însă la iveală și unele probleme de care se lovesc producătorii: creșterea prețurilor la utilități și a materiilor prime. Printre cauze se numără inclusiv războiul din Ucraina. Creșterile sunt incredibile, deci nu ne-am putut imagina că vom ajunge în această situație și totuși am ajuns. Au crescut prețul de 10, 15 sau 20 de ori la unele materiale, la energie, la gaze. Producătorii speră să primească sprijin din partea guvernului. Până în luna august ar urma să fie înlocuite tramvaiele care circulă pe 8 rute din capitală.